Grădina Mănăstirii Negru Vodă din fața altarului de vară a primit pe credincioșii care au venit din toate ținuturile să participe la sărbătoarea Sfântului Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Miercuri seara a fost săvârșită vecernia cea mare cu litie în cinstea Sfântului. Părintele nostru Ioanichie, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindești spre cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine. Joi, în ziua în care este prăznuit în calendarul ortodox Sfântul Ioanichie cel Nou de la Mușcel, prezent la slujba Sfintei Liturghii, a fost și înalt preasfinția sa calinic. Pe fericiții și pururea pomeniți închiduri restul locașului acestei Nicolae. Pasărab întâi întemeietor, un an a Doamnă Nicolae Alexandru, Pasărab Matei, Vodă Pasărab, Elina Doamnă, și pe azi titlul miluitor și păcător de bine, pomenește-i Doamne într-o împărăția ta. După slujbă, credincioșii s-au rugat atât la icoana Sfântului Ioanichie, cât și la sfintele sale moaște, care au rămas permanent la Mănăstirea Negru Vodă, vechea cetate a basarabilor din Câmpul Lung Mușcel, începând cu ziua de duminică, 20 ianuarie 2013. Locuitor pustiului și înger în trup, și de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Ioanichie, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel este un renumit schimonah din Valea Chiliilor din Munții Făgăraș, care a puznicit în primele decenii ale secolului al XVII-lea, iar metanie avea la mănăstirea cetățuia Negru Vodă. Timp de 30 de ani s-a nevoit într-o peșteră pe care a săpat-o singur într-un perete abrupt al muntelui. O singură dată pe săptămână, un ucenic îi aducea Sfântului Cuvios o pâine și puțină apă, pe care le cobora până la gura peșterii cu o frânghie. Din timp în timp, egumenul Mănăstirii Negru Vodă îi trimitea pe aceeași cale Sfintele Taine. Pentru multa sa nevoință și rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit să-și cunoască timpul mutării la Domnul, timp pe care l-a săpat în piatra de deasupra mormântului, Ioanichie Schimonah, 1638.